Salutare, prieteni, și bine m-am regăsit la partea a doua de la Testez Dulciuri din China. Dacă vedeți dezastru acesta pe masă, este de la partea întâi. Dacă nu ați văzut partea întâi, vă rog să mergeți acum în linkul din descriere și să vizionați partea întâi de la acest videoclip. Ok, haideți să începem. Avem aici restul pungilor care ne-au rămas de la partea întâia. Ne-au rămas, nu mai știu să vorbesc. Și vom începe cu asta care arată cel mai bine. De fapt nu arată cel mai bine, dar arată bine în orice caz. Și știu, logo-ul acesta este foarte popular în China și când vedeți logo-ul acesta înseamnă că mai mult este o mâncare pentru copii, în copilași, până în 10, să zicem între 7 și 14 ani. Da, copiilor le plac foarte mult mâncarea de la acest logo, acest brand. Ok, haideți să desfacem, să vedem cum... Cred că copiilor le place. Pe asta am zis. Deci le plac. Pum, pum, pum! Am uitat de unde. Las că venire acum profesoarele de română. Miroase extrem de bine, știam, eram foarte sigur că miros bine. Și să vedem gustul. Vrei? Da. Are un gust dulce. Da. Mamă, ce se strâmbă. Are un gust dulce și atunci când se topește în gură, că se topește în gură, are un gust așa de lapte. Ia să zici că iasă lapte dulce. Deci că sunt pișcoturi dulci. Pișcotul, nu știu ce să avea, jur. Asta e genul ăla de snacks care îl pui lângă calculator, lângă tastatură și mânci din el timp te joci. Chiar e bun. Gust foarte dulce, cu puțin lapte, nota 7. Bă, iar am făcut o rimă, ești de bun. Jur că fără să vreau. Mamă. Te dau nota 6. Ok, trecem la următoarea. Astea cred că sunt fisticuri chinezești, frate, ești de bun. Uitați cum arată. Mamă, ce greu e cu focusul ăsta. Așa. Deci astea fără foarfecă sau fără ceva de la ei acolo, n-ai cum să deschizi pungile astea, jur. Pe asta nu mai țin minte exact câți bani am dat, dar mă rog, nu contează. Da, ăsta e fistic, efectiv. Fistic? Da, așa pare, adică. Mamă, ce bob mic. Așa. Asta găsiți înăuntru. Deci e efectiv fistic asta, n-are ce să fie altceva. Ok, nu pot să muș din ea. Bă, nu pot să muș din el. Bă, să nu fii mecoie, îmi pare... mai tare, credeam că trebuiau gătite, dar nu trebuie. Bă, n-are niciun gust. Niciun gust. Zici că mănânc o piatră mai slabă. Așa-i? Efectiv, niciun gust, vă jur. Deci zici că mănânci o pietricică din aia mică, care se sfărâmă în gură. Nota 1. 1, frate, n-ai ce. Nu, 2 pentru aspect. 2 pentru aspect, da. Ok, haideți să trecem la următorul. Ăsta pare a fi foarte, foarte bun. Uitați. Cam așa arată pachetul și scrie în engleză peanut cake. Da, prăjitură din alune. Hai să văd cum desfac ăsta. Nu. Deci, efectiv, n-ai cum, frate. Deci, numai după sunet îți dai seama cât de tare îi în pui mei. Și o să rup așa, pentru că nu vreau să mănânc chiar toată bucata. Uai, cât de tare a fost. Băi, cât de tare îi ești, nebun. Bă, dar cât le-ai ținut pe ajuns ăștia? O zi, frate. E prost, mă dur degetul. E bun în cel. Adică cred că e caramelizată, frate. Nu pot mușca din ea. Mă, cât de tare îi. Nu mai vreau. Cred că s-o întări pe avion, că... Țin minte că nu era chiar așa tare când mi-a luat. Mă, cât de tare îi. Dar e bun nici el, n-am. Nota 5, sincer. Da, 3. Am dor din. Ok, punem deoparte. Trebuie să iau și o gură de ceva răcoritoare, că nu mai pot de sete. Mă rog, hai să trecem la drăguțele astea, iarăși mâncare pentru copii. Logo-ul, brand-ul acesta de care v-am zis. E foarte moale ce e înăuntru. Deci, sigur, îți geleu. Da, gummies, QQ gummies. Clar, îți geleu. Mamă, ce bine miroase. Uite. Miroase a struguri. Dar miroase extrem de tare. Uitați, cam ăsta este geleu. Vrei? Nu. Nu? Nu încă. Da, geleuri. Vezi, dulci, dar nu foarte dulci. Și aici scrie, aici pe ambalaj, scrie că conține suc de fructe și vitamina C. Super tare. Suc de mici sunt. Okay. Dar miroase bine și foarte bun. Sincer, from the bottom of my heart. Am puțin engleză de aici, dar am vrut. Un 8. 8, clar.
Băi, murise bateria de la cameră și între timp am făcut aici curat, bla bla bla, cât timp s-a încărcat camera. Și am postat și o poză pe Instagram, mergeți pe Instagram, dați follow aroncianu.zeng. Bun, geleurile alea o să primească nota 9 de la mine, chiar sunt extrem, extrem de bune. Între timp le-am și mâncat, am și mâncat chestiile astea, adică lui Andrei îi plac mult chestiile astea. Să trecem la următorul, avem aici, știu cum e și chestia asta. Din câte mi-aduc aminte, e o prăjitură nu dulce, bine, puțin dulce, de fapt, cu gălbenuș de ou înăuntru, făcut, nu crud. Ah, nu! Mamă! Ce? E un fel de prăjitură cu... Da. Ce trag are la un trupânzi de pe aia? Nu, nu știu cum e făcut, dar e carne de vită. E carne de vită, jur. Nu vreau să încerc asta. Nu? E prăjitură cu carne. Dar nu-i dulce. E... Tocmai nu-i dulce! Băi... Hai mă că-i bun. Nu miroase, ok, dar e bun. Ai, cum ești, bă, fam. E nașpa? Bă, da. Care e nașpa? 3. Îi dau un 5-50. Adică nici mie nu-mi place atât de mult, dar e ok, frate. Bă, bă. Sunt mai multe tipuri. Ăla cu gălbenuș de oi, mai ok, hai. Nice snacks. Hai să vedem cum e. Și din nou logo-ul acesta, brand-ul ăsta, deci clar e de copilaș. Și nu pot desface punga. Bă, astea miros ca lotul ăla cu brânză. Deci, același miros, exact același miros. Știți loturile alea cu brânză, cu fuleția loto. Mamă, ce bune sunt astea! Bă, Andrei, nu știu cum să descriu gustul ăsta, dar e bun rău de tot. Rice snack. Bă, mie îmi place, foarte mult. Deci iară se strâmbă. Bă, nu-mi place, frate. Nu-ți place? Pot să mănânc, dar nu-mi place. Bă, mie îmi place. Ok, deci fiți atenți. Nu-s dulci. Nu, nu-s dulci. Sunt puțin sărate, doar puțin spre alune. Parcă ar fi gen... Alune prăjită. Da, prăjită, are gust, nu, gen... Orez de alune prăjită, ceva de genul. Mie îmi place, lui Andrei nu-i place. Îi dau nota așa. Da, îi dau nota așa. Bun. Următorul, biscuiți. Și cam, da, asta este ultimul. Biscuiții acestea sunt ultimii. Haideți să vedem, sper să fie bun. Dar cred că este bun, adică sunt două straturi, un strat din vanilie și un strat din ciocolată. Wow, ce tare miroase și ăsta. Și cam așa arată pe dinăuntru. Da, uitați aici jos, stratul din ciocolată și sus stratul din vanilie. Bă, asta mi se pare efectiv cea mai simplă chestie și cea mai comună chestie, jur. Biscuiți cu ciocolată și vanilie, nimic diferit. Andrei, dă și mie cola aia că mi se dă. Singura diferență din punctul meu de vedere este că biscuitele este puțin mai tare, atâta tot. Deci da, cam atât a fost cu seria asta de testez dulciuri din China. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like acestui videoclip și desigur, dacă mai vrei comparații de genul, lasă un comentariu și dă-i un like acestui videoclip. Un share să vadă și prietenii tăi, nu uita de subscribe plus clopoțel, adică să activezi clopoțelul de lângă butonul de subscribe. Nu uita de follow pe Instagram aroncianu.zeng, este foarte, foarte important. Bizen în continuare, ne vedem pe data viitoare. Mersi mult de vizionare. My chance new girl watch made in China. We play ping pong ball made in China.